Interzicerea parcărilor de-a lungul Bulevardului Unirii pune în dificultate agenții economici. Oamenii nu mai au unde să-și parcheze sau să staționeze autoturismele pentru că riscă amenzi din partea autorităților. În acest context, agenții economici riscă și să rămână fără clienți. În cadrul ședinței Consiliului Local, managerul unei firme a propus ca locurile de parcare din spatele blocurilor să fie semnalizate astfel încât șoferii care vin la magazine să cunoască locurile în care își pot staționa vehiculele. Deci am venit aici ca să vă propunem niște soluții pe care noi le-am gândit. Întocmirea, nu știu, unor alveole în care clienții să poată veni și să staționeze. Eu înțeleg că proiectul dumneavoastră a fost ca să sistematizeze traficul de pe artera Unirii, care într-adevăr era unul necivilizat. Era cea mai mare parcare în care cele mai multe persoane își țineau a doua sau a treia mașină pe post de depozit. Dar... Și că era gratis, sigur. Am văzut acest model în fața la Avantaj pe Unirii. Văd că acolo sunt parcate niște mașini, dar sunt aceleași mașini. Adică sistemul că ai făcut o alveolă și, i-ai dat acces gratis unei persoane, nu este funcțional. Trebuie tarifat. Și trebuie tarifat progresiv, pentru că altfel, ne întoarcem de unde am plecat. Cred că n-am putea să ne limităm doar la locația unde, unde au fost alveole. Mai există zone unde trotuarul îți permite să poți să mai intri cumva. Trei, soluția care ați propus-o că să se parcheze în spate e foarte bună, dar trebuie popularizată. Și popularizare nu înseamnă când te întreabă cineva unde parchezi. În spate, da? Trebuie să faceți o campanie prin care să informați. N-am posibilitate să ies în spate. E oarecum aproape spatele, să zicem. Dar nu pot să-mi car greutăți. Sunt și eu un om, ăsta sunt, atâta pot. Și nu pot să închid acum, că am tras de magazinul ăsta 6 ani, îl împing așa. Cam ianuarie, februarie, iunie, iulie, august, concedii, în care nu merge. Eu nu pot să-mi plătesc taxele, abia mă țin. Adică mi-e greu, dar nu pot să arunc 6 ani de muncă. Simplu. Vreau să meargă înainte, vreau să-l fac să meargă. Reprezentanții administrației locale au precizat că vor căuta soluții pentru a face vizibile locurile de parcare goale din spatele blocurilor, în timp ce unii dintre consilieri atrag atenția că proiectul care a stat la baza reabilitării Bulevardului Unirii poate fi modificat. Propunerea asta cu promovarea faptului că sunt o mulțime de locuri în spate, așa cum știți, chiar merg pe jos și intru între blocuri și vorbesc cu oamenii. Lucrurile s-au mai liniștit în sensul în care, în sfârșit, cei mai mulți oameni și-au găsit un loc de parcare. Modificăm astăzi regulamentul ăsta al parcărilor. Nu dorește nimeni să vi se mișoreze cifra de afaceri, așa cum a spus. Peste 95% din încasările primăriei se datorează firmelor din Buzău și nu avem cum să vin eu să-ți venim noi ca și Consiliul Local să fim împotriva noastră. Este un proiect european care este benefic pentru îmbunătățirea traficului în Buzău și pentru îmbunătățirea în timp a reducerii poluării sau îmbunătățirii calității mediului în orașul nostru. Pe Unirii Sud nu cred că se va rezolva problema, având în vedere numărul mare de mașini acolo, nu cred că se vor găsi multe locuri de parcare. Dar, cum spunea și dumneavoastră, proiectul se poate modifica și spre bine că am fost la Brăila, unde am discutat toate aceste aspecte. Există acele alveole care sunt deja montate, ele trebuie doar dimensionate pentru fiecare mașină. Cheltuielile sunt minime acolo, domnule primar, plătim doar suprafață de spațiu verde de 1 metru, dacă este cazul. Nu avem voie să diminuăm suprafața de spațiu verde în Consiliu. Nu e vorba de diminuare deja. Acele alveole există deja. Doar trebuie să le dăm utilitate lor. Le-ați făcut pentru ce? Nimeni nu știe pentru ce sunt făcute acele alveole. Haideți să le dăm o utilitate, pentru că cei de la autoritatea de management ne lasă să facem acel lucru. Nu mai dezinformați. Am fost acolo și am văzut acest lucru. Problema parcărilor în municipiul Buzău a generat anul trecut inclusiv proteste în fața primăriei Buzău.